Vă salut, oameni buni! De data asta, din bucătărie, după ce am spart o mulțime de lemne, mai am, nu știu, vreo 6-7-8 butuci pe care nu i-am putut sparge așa cu săcurea. Cei care nu au văzut vlogul poate să vadă. O să-i spart și pe ei când o să cumpăr un barus. Dar în bucătărie am venit ca să facem și de mâncare, împreună cu soția, pentru că altfel numai tot muncim, trebuie să și mâncăm. Și vreau să vă arăt ce facem astăzi, dar înainte să vă arăt ce facem, vă rog că cei care intră prima dată pe canalul meu să se aboneze, cei care au intrat de mai multe ori și nu s-au abonat, vă rog să vă abonați, mulțumesc celor care au rămas abonați, vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, pentru că e total gratis, nu vă costă bani deloc, așa mă puteți susține ca să pot continua cu vlogurile. Acum vă arăt ce facem. Soția a tăiat un pui de dimineață, se vede ce frumos. Tinerel din primăvară, vreo 2,5 kg dacă avea. Dar arată foarte bine. Deci o să facem un martaș ca la periș, al aloi. Deci pentru martaș avem nevoie de, sigur, carne de pui. Uitați, aici avem și pipota, inima, ficatul puiului și, bineînțeles, lapte. Deci avem nevoie de mult lapte. O cepuță și câteva căței de usturoi. O căpățână mai mică de usturoi, sare grunjoasă, deci dacă puteți folosi doar sare grunjoasă în mâncăruri, folosiți doar asta, pentru că nu are alte, nu știu cum să le numesc, euri în sare, deci asta e o sare sănătoasă, piper măcinat proaspăt, paprika roșie și oregano. Deci, ingredientele astea le voi folosi. Voi face un martaș foarte bun, așa cum v-am obișnuit. Astăzi îl vom face cu mămăligă. Și o să vedeți la urmă cum o să punem pe tavă sau să vedem cum o să facem. Rămâneți aproape. O să încep prin a toca ceapa mărântă. Trebuie neapărat mărunt tăiată, tocată, pentru că trebuie să dispară ceapa, are voie să se simtă martaș. Mi-amintesc foarte bine când eram copil, mama făcea martaș din ăsta și îl făcea lung ca să ajungă, pentru că eram 6 frați și la 6 guri plus mama, tata, trebuia de mâncare. Și atunci nu aveam posibilități să cumpărăm din magazine, nici nu știu dacă erau, eram mic. Dar îmi amintesc că în curte aveam găini multe și odată, la o săptămână, tăia o găină și mâncam carne odată la săptămână. Așa că acum putem spune că suntem încă prea bine, pentru că putem mânca tot ce dorim și tot ce ne poftește inima. Avem posibilități mai multe. Nu știu dacă există o zi în care să nu mâncăm carne, cel puțin noi. Nu este o zi, probabil nu este o zi când să nu mâncăm carne. Am pus untură să se topească. Mâncarea cu untură pentru mine, bineînțeles, este mai bună, mai gustoasă. Acum am pus ceapa. Cu ulei nu-mi place mâncarea, nu dă un gust bun, nu știu uleiurile astea cum sunt. Și acum o să călim ceapa la foc foarte mic.
persoana devine așa transparent, sticlat și revine frumos. Așa că acum introducem carnea. Și amestecăm. Apă nu punem. Așa cum am amintit, carnea o să-și lase apă destulă. Cum va veni mai târziu laptele. Să gătesc un capac și o să pregătesc usturoiul și restul ingredientelor. Așa încetul își lasă apă. O să pun piperul. Îmi place să fie condimentat. Sarea doar atâta, să nu fie prea mult. Și sigur că ficatul îl pun un pic mai târziu, că dacă până acum o să fiarbă așa încât nu o să mai se poată mânca. Copii, uitați ce bine arată, așa că mai acopăr și revin. Voi toca mărunt usturoiul. De asta nu pun odată cu ceapa. Cât se pune mai târziu, cu atâta se va simți aroma mai bine, aroma de usturoi, gustul de usturoi. Și de asta nu obișnuiam să pun prea repede, că dacă se călește odată cu ceapa, are alt gust. Dacă fierbe prea mult, deja îi dă un alt gust. Așa că aproape la urmă o să pun usturoiul. Uitați, mai am încă 3 cățe și am și terminat. Uitați ce bine arată. Acum voi pune usturoiul. Voi pune coprica. Așa. Și amestecăm. Și după ce vedem că s-a diluat, punem și laptele. Lapte putem pune cât de lung vrem să fie. Așa. Și acum acoperim din nou și lăsăm să fiarbă. Până atunci facem laptele cu 2 lingurițe de făină albă. Deci aici am pus 2 linguri, nu lingurițe, de făină albă, ton puțin lapte și cu un tel așa mic încercăm să îl omogenizăm, să nu rămână gogolașe, că ar
arăta foarte urât în matașul nostru, așa că trebuie să avem grijă să nu rămână gogolașe. Uitați ce bine arată! Și acum introducem făina albă. Așa. Și acum e foarte important ca să amestecăm să nu cumva să prindă de fund. Uitați ce consistență, ce... Uitați ce bine arată. Am pus oregano, am pus toate ingredientele, am gustat ca să fie foarte bun, că doar vrem să mâncăm. Și uitați. Asta înseamnă un mărtaș bun. Las 2 minute ca să fiarbă 2-3 minute așa la foc mic și mai amestec, că este foarte important ca să nu se simtă gustul de făină. Dacă nu-i fiert, o să se simtă gustul de făină. Așa că trebuie lăsat 2-3 minute. Ia uitați. Mămăriga s-a făcut, soția face mămăriga de obicei. De ce am pus așa? Pe crăpător. Când eram copii, mama așa punea pe un crăpător mare mămăriga jur împrejur și mărtașul sau tocana, ce a fost, punea la mijloc. Era sigur un crăpător mare care mâncam 8 inși, deci o mămăligă foarte mare și tocană multă, pentru că nu aveam nici linguri destule, nici farfurii pe vremea aia și atunci așa rupeam mămăliga cu mâna și luam un pic de sos sau mărta și așa mâncam. Sigur, eu nu o să mănânc cu mâna, nu mai trăim pe vremea aceea, dar puteți să mă credeți că e ceva senzațional de bun. Și mătașul. Și carnea este foarte bine făcută, un pui tânăr de primăvară. Dacă faceți rețeta aceasta, o să vedeți cât e de bun. Mărtașul e foarte cremos. Textura la carne foarte plăcută, are gust, pentru că ați văzut, am pus condimente necesare ca să iasă ceva foarte bun. Acum o să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, o să mănânc cu soția. Până la următorul vlog, aveți grijă de dumneavoastră, axați-vă pe lucruri frumoase, pozitive, ce ne înconjoară, pentru că viața este frumoasă, merită trăită.